Salutare la toată lumea! Astăzi vă prezentăm încă o serie de aplicații care vin să vă facă viața mai ușoară. De această dată vorbim despre modul în care lumea își organizează timpul și notițele. Astăzi vă arătăm cum să nu căutați pe care margine de caiet ați scris o idee sau unde se află carnetul vostru de notițe, ci să aveți totul frumușel organizat direct pe device-urile voastre. AnyDo și Wunderlist. Ce fac ele mai exact? Vedeți chiar acum! Începem cu prima din listă, AnyDo. Aceasta este cea mai simplă aplicație pentru cele mai simple lucruri pe care le poți uita cu ușurință. Interfața este extrem de intuitivă, pentru asta AnyDo a primit titlul de cea mai intuitivă aplicație de pe App Store în anul 2012. Pentru a adăuga o notiță, AnyDo îți sugerează următoarea expresie. Eu vreau să, după care tu continui. Ca spre exemplu să cumperi ceva și acesta îți dă sugestii. La fel poți face și atunci când trebuie să contactezi pe cineva mai târziu. Tapăm doar cuvântul call și numele persoanei, după care aplicația oferă opțiunile din lista ta de contacte și modul în care vrei să salvezi sarcina, ca o înștiințare sau ca un simplu task. Un lucru foarte comod este atunci când vine timpul să realizezi o sarcină. Apare o fereastră care îți propune să amâni, să marchezi totul ca fiind deja gata sau în caz că trebuie să suni pe cineva, poți apela persoana direct de aici. La fel este și în cazul în care ai un apel nepreluat. Aplicația îți propune să îți reamintească să apelezi mai târziu. AnyDo este atât de intuitivă încât atunci când îți propui să cumperi ceva, aceasta îți oferă imediat opțiuni de pe magazinele online. Același lucru funcționează chiar și cu aplicațiile gen Facebook sau Mail. După ce ai îndeplinit sarcinile, le ștergi pe toate doar scuturând telefonul. AnyDo este și mai comodă datorită comenzilor vocale, care apropo sunt disponibile și în limba română. Vreau să merg la sală. Vreau să fac cumpărăturile. Vreau un pumn în bot. Pe lângă toate astea există și interfața întunecată a aplicației pentru ca să nu vă doară ochii și, cel mai important, sincronizarea între toate dispozitivele voastre. Iar dacă doriți să manevrați cu sarcinile de pe calculator, există o extensie pentru browserul Chrome. AnyDo este disponibilă pe Android și iOS gratuit. Toate linkurile de care aveți nevoie le găsiți mai jos. Desigur, AnyDo este bună pentru notițe scurte, însă ce facem atunci când avem nevoie de notițe mai lungi cu careva comentarii sau fișiere atașate? Ei bine, pentru asta există Wunderlist. Aplicația este bună indiferent că o folosești pentru serviciu, școală sau business. Din start ai mai multe categorii, ca spre exemplu sarcinile pentru azi sau pentru săptămâna viitoare. Iar dacă vrei, îți poți crea diferite categorii pentru diferite activități. Odată ce adăugăm un subiect nou, se adaugă doar titlul de bază, după care stabilește o dată limită o înștiințare dacă ai nevoie și, foarte important, un fel de sarcini secundare. Asta pentru ca task-ul tău să nu ocupe tot ecranul aplicației, iar pentru și mai multe detalii poți adăuga însemnări. Un lucru foarte important este că poți atașa fișiere la notițele tale, așa că vei ști imediat de ce ai nevoie. Iar dacă ai ceva foarte important de făcut, poți adăuga anumite sarcini în favorite, acestea urmând să apară deja la începutul listei. Totuși, Wunderlist are un funcțional mult mai mare. Versiunea Pro, care este cuplată, poate fi utilizată pentru business și chiar pentru corporații mari. Cu ajutorul acesteia poți da anumite sarcini anumitor colegi sau poți discuta asupra unui anumit punct. Toate acestea fără a ieși din aplicație. Desigur, versiunea obișnuită este gratuită și disponibilă pe o mulțime de platforme și device-uri. iOS, Android, Windows Phone, tablete Kindle Fire, calculatoare pe Windows, Mac-uri și chiar direct din browser, toate sincronizându-se între ele. În orice caz, vă pot spune că măcar una din aceste aplicații va face munca de zi cu zi mult mai ușoară. Dacă pe parcursul zilei nu aveți însărcinări prea complicate, puteți folosi AnyDo. Însă, dacă sarcinile dumneavoastră necesită multe detalii, precizări, fișiere și lucruri în echipă, nu ezitați să încercați Wunderlist-ul. Acesta a fost review-ul la două din cele mai bune aplicații pentru sarcini de care vă puteți folosi oriunde și oricând. Eu vă mulțumesc pentru atenție și aștept părerile voastre în comentarii.
Tot acolo puteți adresa de azi înainte întrebări, iar eu în următorul episod o să încerc să vă răspund cu mare plăcere. Așa că nu ezitați, mai dați și câte un like la paginile noastre și împărțiți episodul cu prietenii. Cam atât pentru azi, v-a fost Vicu, toate bune! I'm trying to